Am găsit niște banane prăjite, fapt ai. Banane prăjite de drum. Am pornit 8 km pe jos până la Plain of Jars. Un loc foarte recunoscut și cunoscut în Laos. O câmpie plină de... Wow! Wow, ce găsat! Wow, Amuri. Uite cum arată! Am nimerit la oameni în casă și ne-au zis că putem să ieșim pe poartă, doar că era încuiată, era legată. Mergem prin acest sătuc să vedem ce ne oferă. Lămâi? Nu sau ce? Lămâie, da. Viața la sat este identică. Oamenii cresc animale, se ocupă de agricultură. Animalele se uită la noi. Că n-am mai văzut oameni diferiți. Chiar dacă stai la vilă și ai o mare grădină, hainele tot pe gard se usucă cel mai bine. Ai trecut prin ceata de pitici? Hello! Hello. Și o să zică hello? Un mare Buddha în fața. Care veghează tot satul de sus. Sul de mare. Încă 2 km și ajungem la Plain of Jars. Plus o peșteră. Yeah. Nu știm ce au zis femeile. Vare de bine. Ce neagă? Ce faceți pe aici? Ce să facem? Mergem să vedem pe Marele Buddha și secretele, ulcioarele. Ulcioarele gigante pentru care am făcut 8 km și 8 ore pe drum. Plus 8 ore pe drum, da. Bine, este o destinație nu prea turistică, este ceva foarte special și a meritat. Nu am dat de niciun magazin. Avem o sete. Nu e magazinul ăsta. Nu e, da. Am ajuns. Intră în stichet în față. La fel, niciun magazin în zona asta. Acest sit arheologic este din megalitic. Ticket office. O apică și o sticlă de soia milk. Nu sunt deloc turiști. Suntem singuri oameni. Noi și cu angajații. Uite, care se duce. Aha. Buznacul. 5.000. Yes. 5.000 dus, 5.000 întors? Cred că da. Sau... Ba nu. Vom vedea. Uite, putem să luăm și umbrele.
Într-acum s-a făcut 35 de mii, nu? Da. Dacă nu vine nimeni, au scris de mână. S-au mărit. 30 de mii intrarea. Muzeu. Aici este primul. Asta e domenici. Vorbim un weekend, mai tot să nu văd pasiezi în Cairon. Aceste ulcioare mari sunt de aproximativ 500 de ani înainte de Hristos. Înainte să mergem printre ele, citim că de ceva. Bombele, băi. Don't touch. Deci Plan of Jars, 500 înainte de Hristos, 500 după Hristos. Paleolitic, 10.000 before Christ. Franțuzii au venit aici și au făcut tot felul de cercetări. Ultimul an, anul 93. Artefactele care s-au găsit în urma cercetărilor, legendele, bineînțeles, nu lipsesc și se spune că erau folosite pentru a adăposti oamenii care erau morți. Un fel de coșciuc. Un fel de coșciuc. Erau ținuți aici până se descompunau, după care rămășițele erau arse și incinerați. Unul dintre ele, pe care o să-l vedem, are la bază ca un fel de inel. Se spune că ar fi avut un capac, dar nu a fost găsit. De asta ei cred că capacul nu exista, sau poate era din pământ. Aici avem o fotografie a lui din aer. Toilet, deci aici suntem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asta e un crater făcut de bombă. Wow! Pompițele. Așa arată o pompă și conține în ea super multe cluster bombs. Astea sunt cluster bombs. Ia vede femeile. De milioane de bombe aruncate în Laos. Natura, omul și războiul. Suntem în provincia Xiang Huang, care a fost cea mai afectată în timpul războiului. Una dintre cele mai afectate. Am plătit intrarea și ne apropiem de primii 10 km de mers pe jos. Plain of Jars în dreapta side și aici un trail în stânga. Au fost găsite 127 de bombe, nu? Da. Mag, unde arată semnul ăla, nu trebuie să-l depășești. Că mai sunt încă zone cu bombe.
Și nu trebuie să arunci gunoaiele. Bineînțeles, rog. In jar. In the jars. Și fumatul interzis. Ce bine. Megalithic site. Cave entrance, you are here. Grup 1, 2, 3, 4. Asta este drumul pe care putem merge. Punctulețele verzi sunt jars. Craterele făcute de bombe. O grămadă de cratere. Se observă și... Cu ce începem? Cu peștera? Sau cu... Hai să vedem. Researching. Wow, ziceam câte chestii mai sunt aici nedescoperite? British people, au fost în 1881, după care au urmat francezii. Ia uite ce s-au... Ne apropiem. 1, 2, 3. Ok. The jar known as the King's Cup. Peste 2 metri diametru. Wow. Probabil ăsta e. Care are un filet. Al regelui. Al regelui. Așa se spune. Am ajuns în locul magic. Plain of jars. Plain of jars. Wow, cât de mari sunt. Ia bagă-te tu în față ca să vedem înălțimea lor. Înălțimea. Nu te atinge de ele. Nu ating. Wow. Au crescut plantele în ele. Asta e și mai mare. Se spune că așa erau înmormântați oamenii înainte. Erau ținut în aceste recipiente imense. Și în această zonă se estimează că au fost în perioada aia 1 milion de elefanți. Aceste pietre ar fi putut fi cărate cu elefanți. Materialul de construcție. Trench line. Cum se numesc? Tranșee. Tranșee. Astea sunt așa din cauza că au fost vandalizate sau ce? Bombele. Ah, de la bombe. Da. Și vezi că asta are ca un fel de stil cu capac. Da, aici ar fi fost înmormântat regele. Și se... Așa se zice, dar de fapt se înăuntru că, da, cercetătorii au descoperit mai mult oase care aparțin oamenilor care nu depășeau vârsta de 30 de ani, deci poate erau mormântați cei care aveau o moarte prematură, de fapt nu mormântați, că până să fie arse rămășițele, se păstrau aici până se descompuneau. Și așa se procedează și astăzi pentru regii din Thailanda, Cambodgia și Laos. Se descompun, după care se incinerează. Ca să fie mai ușoară tranziția spiritului către infinit. Către nimic. Te-ai văzut ca lumea arată ăla. Wow, și aici a fost dată o bombă fix lângă. Se poate observa craterul. S-ar putea dezvolta lejer o teorie a conspirației, gen că existau giganți și astea erau paharele lor sau
niște vase de ținut mâncarea în ele. Bucioare imense. Dacă eram fan teoria conspirației, ziceam: uitați, dragi prieteni, că au existat giganți, uitați aici urme, ulcioarele pe care le cărau cu apă și gustări. Dar uite ce calume e ăsta. Asta este făcut din cauciuc. Un coș de gunoi. L-am tot văzut în Cambodgia și în Laos. Poți să le ridici să vedem. Ia uite ce calume. Se poate face din câteva anvelope. Bomb crater, uite, avem în față. Wow, al mare crater. Wow, wow, cât wow face. Wow. Din 1964-1973. Wow, cât e. Acum cresc florile pe fundul craterului. După noi, iarba, în ghilimele, o vorbă celebră. Pong Savan. Suntem în mijlocul Plain of Jars, sau mai este denumit, zona Plain of Scars, din cauza că în această zonă s-au aruncat multe bombe și au lăsat multe cicatrici. În față este una dintre ele, un mare crater. S-au făcut multe cercetări de către francezi care au stat 3 ani în acest loc. Au scris și o carte în urma cercetărilor de vreo 700 de pagini și au descoperit că înăuntrul acestor ulcioare s-au descoperit multe fragmente arse ale unor adolescenți. Nu se știe de ce majoritatea erau adolescenți, dar s-au descoperit și pe lângă ele numeroase fragmente de persoane care erau înmormântate și nu erau arse. Legenda spune că în secolul 6 exista un conducător tiran. Populația s-a răsculat împotriva lui și a cerut ajutorul regelui din nord. Au dat o mare bătălie și au câștigat, l-au înlăturat pe tiran și ca să sărbătorească, se spune că au folosit și au construit aceste obiecte din fața noastră pentru a depozita băutura din orez, pentru a o fierbe și pentru a sărbători timp de 7 luni victoria împotriva tiranului. Asta este doar o legendă locală. O altă legendă spune că înainte se depozita apa în aceste ulcioare imense și cum era o zonă de trading, treceau foarte mulți negustori. Apa de ploaie se era depozitată în aceste obiecte, iar traderii care treceau prin această zonă, adică negustorii, se opreau, o puteau fierbe, iar după fierbere se hidratau pentru că n-aveau apă în această zonă, iar în semn de mulțumire lăsau lângă ceva gustări. Gustări sau ce aveau ei, ce produse vindeau. În general se făcea trading în această zonă cu sare sau pietre prețioase. Și sunt 3 locuri de genul ăsta super mari unde sunt foarte, foarte multe ulcioare imense.
Jars. Aici au găsit lângă. Site 1 a fost un cimitir pentru diferite culturi de-a lungul timpului. Deci asta este un adevărat cimitir foarte, foarte vechi. Și oamenii se mormânteau în aceste ulcioare mari. Câteva informații care nu sunt arse de soare. Asta ce să nu faci, să nu te urci pe ele, să nu le atingi. Chestii simple. În față un alt crater. Foc-tie. Se observă că partea de acolo a fost afectată. Oase. E megalitic. În 2016. The Human Skull. Încă mai e loc de o grămadă de descoperiri în zona asta. Uite, asta ar arăta ca un capac. Putea să arate ceva de gen. Al crater puțin mai mare. Ce-a crescut pomul ăla. Sau pomii ăștia care au crescut lângă jars. Ah, shit, aici arunca cineva cu noi. Păi ce retardați, nu-ți vine să crezi. Suntem în locul unde au fost înmormântați oamenii.
pe timpuri este posibil. Nu se știe nici până astăzi. Este posibil să fim într-un adevărat cimitir din secolul 3 înainte de Hristos. Wow, câtă craterne! Da. Stai seama, dacă ești aici, scade o bombă, te-a carbonizat instant. Mamă, câte s-au dat aici, două. S-au dat ca lumea de tot. Aici, una lângă alta au fost. Wow, și aici. Wow, câte cratere. Wow, asta nici nu se mai vede că au crescut pomii în ea. Și în față, peștera. În care s-au descoperit fragmente arse de oameni. The cave. Deci legenda spune că peștera a servit ca un adăpost pentru a modela toate aceste ulcioare. Deci e posibil să nu fi fost cărate cu elefant, să fi fost făcute fix în această peșteră și această peșteră putea să servească și ca crematoriu. Puteau să iardă pe unii oameni. Pentru că sus are un orificiu. O ieșire ca un... Și aceste chestii sunt făcute nu din piatră, ci mai degrabă din sand, nisip, combinat cu un lipici din buffalo, din animalul, nu? Buffalo, sugarcane și lămâie, pudră de lămâie. Lime, cred că e tot un material de construcție, ceva, nu știu. Uite, crematoriu. Servetă, crematoriu. Da, holes were, deci găurile, da, pe unde ieșea fum. Coșuri din ala de fum. Coșuri de fum. Peștera. În al doilea război mondial, peștera a fost folosită ca un adăpost. Și tocmai de asta s-au aruncat atâtea bombe în zona asta. Hai să vedem peștera. Lanterna? Aha. Da, pare. Aici puteau să se ardă oameni pe unde ieșea fum. Deci ardeau aici și fumul ieșea pe acolo, pe sus. Tot timpul natura o să învingă după ce a fost bombardat acest loc, în acest crater au crescut acești pomi. Pe viitor poate o să fie un centru de pelerinaj. Pentru că se construiește strada. Se investește. Mai băgăm 8 km pe jos. Azi o să facem 20 în total. Ce
ne întoarcem odată cu vacii la casă. După 6 km de mers pe jos, am dat de fructe Dragon Fruit. Ca o rățușcă pe lac. Uite acolo pare ceva de mâncare. O fază de Dragon Fruit. Am zis că mâncăm în fiecare zi până plecăm Dragon Fruit. Câte 2 minim pe zi. Acum cina. Am cam micul de jumătate de vreme 3 Dragon Fruit. Și acum urmează cina. Am zis să venim la Nike Market, dar de fapt e în construcție aici, o să fie pe viitor. Căutăm niște gustări. În fața suplasa de țânțar se află peștine, am ales un pește. Protecție de muște. Pește retortit, înăuntru are legume. Ia uite. Wow. Cool. Wow. Cât de bun poate să fie peștele ăsta, are gust de drob de la legumele astea. Un pește făcut în două sau cum e? Da. Și înăuntru plin de legume. Șori. Nu am putut să ne abținem și am mai luat un pește. De data asta, servire pe coajă de banană. Wow, ce gust bun! Din cauza că ieri nu am mers prea mult, azi am băgat 21,75 de kilometri, aproape 22 de kilometri.